Știi ce urmează să facem noi acum? Eu. Ce? Un vlog? Vlog nou? Ui, da! Salutare! Salut! Nu ne-am văzut, sau nu ne-ați văzut de foarte multe vreme, pentru că am trecut printr-o perioadă foarte aglomerată și cu lucru care îl facem noi, munca noastră, și cu lucru de mutare. După cum bine ați văzut, cei care mă urmăriți și pe Instagram și pe alte platforme, ne-am mutat, ne-am vândut căsuca noastră dragă, după 4 ani în care am locuit acolo și am adunat atâtea amintiri, am decis să facem o schimbare în viață. Un pas mare. Și pentru că foarte mulți ne-au spus întrebarea, de ce v-ați mutat de la casă, de la casa aia frumoasă care v-ați făcut-o și vă plăcea tot. Motivul e pentru că vrem să ne facem o altă casă. Am găsit un teren într-o zonă superbă ca și peisaj și mai presus de toate, motivul principal, că o să avem o mulțime de prieteni și o parte din familie, chiar vecinii noștri. Așa că, de pe o zi pe alta ne-am hotărât, hai să punem la vânzare și să ne mutăm. Așa suntem noi, foarte spontani. După ce am pus-o la vânzare și așa zici că un pic ne doream cumva să rămânem acolo, dar totuși o tras mai tare partea asta să ne mutăm. Și da, ne-am mutat. Aici ultima noastră poză înainte să plecăm din căsuca noastră. Atunci parcă am realizat că da. Gata, am vândut și plecăm. Trebuia să mergem în Spania la o nuntă și erau ultimele noastre 3 zile. În 3 zile o trebuie să eliberăm tot, pentru că stăteam mai, o perioadă mai mare și atunci am vrut să-i lăsăm pe noi proprietari, pe care și salutăm, George și Cristina, tot Cristina și cu fetița lor. Ei s-au mutat în casa noastră, deci în 3 zile am eliberat tot, cu excepția în parte de sus, în mansardă, încă ne-au rămas lucruri care ne le mai țin ei pentru o perioadă. Mulțumim! Și în momentul în care am ieșit din casă și am zis, mai ultima oră a noastră, așa, atunci, era sentimentul ăla. Dar eram foarte grăbiți că trebuia să ajungem la aeroport în Budapesta, stresați, întârziere, n-am reușit să trăim toate sentimentele de păreri de rău. Am plecat și când ne-am întors aici. Locul unde o să vedeți următoarele noastre vloguri și locul care ne-ați întrebat iarăși destul de mulți, care vreți să-l vedeți, unde ne-am mutat. Mutarea noastră în acest apartament este una provizorie, pentru că dorința Cristinei, după cum știți, e să ne mutăm înapoi în casă. Deși mie îmi place foarte mult apartament, Sera. O să fac acest sacrificiu pentru nevastă sa. Am mai zis și în celelalte vloguri. Nu știu, poate din motivul că am trăit toată viața în apartament și m-am obișnuit cu tipul ăsta de a fi în oraș și așa, dar nu pot să zic că nu sunt bucuros că o să fim din nou în casă. Suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a ajutat să realizăm până aici. Și ne place foarte mult și apartamentul în care ne-am mutat. Aici o să stăm până reușim să ne facem casa, până reușim să ne facem planurile care le avem, dacă o să iasă ce avem noi în plan să fie. După care ne mutăm din nou. Ceea ce vreau să spun că e dezastru cu mutat. Deci, noi care am stat odată în apartament, după aia ne-am mutat în garsonieră, ne-am mutat înapoi în apartament,
După aia ne-am mutat la casa, acum ne-am mutat iarăși în apartament. Deja avem un pic de experiență în anii cu mutatul și totuși, oricât ți le-ai pune în cutii, le-ai aranjat toate, când ajungi la noua locuință, nu mai găsești. Deci dacă îți trebuie o bandă scoci, aia nu o să o găsești niciodată. Poți să-mi duci toate cutiile. Ba da, o găsești, nu-ți o trebuie. Chiar s-a întâmplat, ce căutam oare de Crăciun, căutam în garaj, printre zecile de cutii, în fine, căutam o chestie care știam clar unde ar trebui să fie. Deci, suportul de la televizor? Cred că, da, suportul. Nu suportul, că nu l-am găsit până la urmă. Ba, l-am găsit până la urmă. Da, da, în ziua aia când am și găsit în ultima cutie. În fine, deci era vorba despre un obiect de care aveam nevoie. Am coborât, am deschis fiecare cutie, aproximativ 50-60 de cutii micuțe și mai mari. Pe care pe fiecare scria ce e înăuntru, scria. Dar am zis totuși, probabil, cumva am omis să scriem obiectul respectiv. Pahare, linguri, farfurii, tot îi scria. Asta nu găseam. Am venit sus. Ne-am dus la apartamentul părinților Cristina, că am lăsat și acolo câteva lucruri să le depozităm pentru o perioadă. Le-am întors toate. Am venit înapoi. Am mers până la două noapte iară, sau cât au fost, în garaj. Și le-am luat pe fiecare pe rând. Deci după ce iei toate cutiile alea, găsești obiectul care îl cauți în ultima cutie. Deci puteam să încep dinspre stânga spre dreapta, să cauți sau dinspre dreapta spre stânga. Bineînțeles că am ales dinspre dreapta spre stânga și obiectul era în ultima cutie din stânga. Dar l-am găsit, aia a fost foarte important. Și într-un termen de aproximativ două săptămâni am zugrăvit, am pus parchet, bine, când zic am, e vorba de cei care au lucrat. Că noi nu știm să facem nimica. Din păcate, nu știm să facem, cel puțin eu nu îs pentru chestiile astea, chiar dacă vreau să fac. Și am avut bună voință când am stat la casă să fac unele lucruri, am văzut că mai tare le-am stricat și atunci am zis, dacă trebuie dat o gaură, chemăm pe omul care dă gaură. Dacă trebuie pus ceva pe perete, îl chemăm pe omul care face treaba asta, pentru că nu sunt de mânat, nu. Recunosc. Vinovat. Și l-am avut pe Beni Borlan, care avem norocul că și verișorul meu, a lucrat și a făcut în proporție peste 90% tot ce o să vedeți în apartament. E un om extraordinar. Cu ocazia asta vrem să-i mulțumim. A făcut o treabă super. Suntem foarte, foarte mulțumiți de tot ce a făcut. Și lucruri care a zis nu le chestii din astea nu fac, dar până la urmă la insistențele mele au făcut și vreau să-i mulțumesc. Da, deci Beni, mulțumim. Suntem foarte încântați de tot ce ai făcut, ești un maestru. Bun, și acum, vrem să vă arătăm un picuț câteva momente ce am reușit să surprindem cu telefoanele de la început, când am început să facem mutarea, să aducem mobilier, să punem parchetul și toate astea. Da, vreau să vă zic un aspect, am zis cuvântul parchet. Am găsit cel mai bun parchet pentru încălzirea în pardoseală, bine, la un preț să fie și acceptabil. Suntem foarte încântați de el. Ni l-au recomandat cei din Dedeman. Este un parchet care are marmură mărunțită între plăcile de lemn. Se pune direct pe șapă, fără să mai ai nevoie de folii sau ceva, astfel că contactul dintre șapă și parchet e foarte bun, transferul de căldură e foarte bun și într-o oră, deci am rămas uimiți, într-o oră după ce ai pornit centrala, e cald pe jos de super. Deci foarte, foarte bun acest parchet. Chiar e un parchet special pentru încălzirea în pardosea și și foarte calitativ. Da. Chiar e beton. Și începe marea renovare. Trebuie să știți că atunci când renovați ceva sau construiți, sunteți abonați la Dedeman. Dedeman, Ikea dacă aveți în zonă sau alte magazine de genul. Dar acest magazin
devine ca și o a doua casă. Îți petreci aici timpul mai mult decât cu familia, mai mult decât dormi, mai mult decât orice. Și chiar dacă ai impresia că vii cu o hârtiucă și ai liniuța acolo, lista făcută, nu există așa ceva. Aici trebuie să vii măcar de două ori pe zi, chiar de trei. Și nu pleci cu una, cu două. Ciao. Nu pleci cu una, cu două, ci cu una, două, trei ore. Coș. Prima dată, nu uitați să vă luați coș. Hai, bine, coșul, e bine. Sunt amabilă și te las puțin. Să înceapă marea sărcare de lucruri. Cum îi la de mă? Stres? Stres. Mult stres. De fapt nu e niciun stres. Dacă îți găsești un loc unde să stai bine, nu e deloc stres. Poți dormi, poți să te liniștești, fără să fii stresat. După două ore ne-am descurcat foarte bine, am reușit să facem trenulețul ăsta de produse, tot în două ore. Lucrările continuăm. Este foarte bine până aici, suntem foarte mulțumiți. Sperăm ca la sfârșit de săptămână să fim mutați. S-a mai eliberat din apartament. Aici va fi dormitorul. Grădina noastră, unde vom avea în curând iarbă. Foarte frumos acest loc. Aici încă e în construcție, deci nu vă uitați la detaliile astea. După câteva ore petrecute în Dedeman, am venit până la Andrei și Cami să mâncăm. Unde l-avem pe Jason? De câți oameni e nevoie ca să tunzi un copil? 3, 2, 1... Gata? Așa? Tei? Tei? Doi? Unu? Gata! Aici meșterul Beni, meșterul Benoi, care știe să facă de toate aproape. 99,9% din ce ține la o casă. 99,9%. El montează tot, repară tot. E cu mătura, dă-i. Așa, dar păi da ce, tu nu mai faci mizerie? Da. Hai, mătura, Jason, mătura aici, hai, dă-i cu mătura, dă-i. Hai. E că nu știi manevra. Primul pas al mutării. Despachetării, mutării. Cel mai bucuros membru. După cum vedeți, noi ne mutăm chiar dacă nu-i gata, că așa suntem noi, nerăbdători. Aici, mami ne pregătește. Aici o să dormim de seară. Pregătește camera. Toate sunt într-o stare de negata, dar noi dormim aici de seară.
Șuuu, ce tare! Bucătăria la fel, e gata. Aici, da, bucătăria. Chiar bucătăria. Noi nu. Cafeaua care am uitat să-mi beau la miaz. Ce? Asta trebuie să-l pui pe parte de jos, nu, acolo nu este. Oare mai este mult? Oare mai este mult până e gata? Oare? Mai ai acolo o bucată. Care-i jos? Ăsta-i ce? Exact. Eu mă voi, vezi? Unde era ăla? Da, mă duc Jason, nu știi, nu știi. Nu știi. Nene. Stai. Înainte să vă arătăm rezultatul final, vreau să-i mulțumesc cu ocazia asta domnului doctor Eduard Buda. După cum ați observat, mi-o redat un zâmbet nou, știi, de care sunt foarte mândră. Sunt foarte, foarte mulțumită și îi mulțumesc frumos. O să facem un vlog despre cum e faza asta cu fațetele. Nici eu n-am știut multe chestii. Ce înseamnă avantaje, dezavantaje? Deja, dezavantaje nu sunt. Rămâneți aproape, o să aflăm detalii chiar de la Eduard. Mulțumesc tare mult! Mi-ai redat încrederea în zâmbetul meu și îți foarte, foarte mulțumită. Eu sunt și mai mulțumit. El e și mai îndrăgostit de când zâmbesc cu încredere și alb. Poftiți, acesta e cuibușorul nostru. Aici avem living-ul. Pam, pam. Pentru că știm de la video cu casa, foarte mulți ne-ați întrebat de unde am luat chestiile, cât au costat și lucruri din astea. Am zis că acum vă zicem din start de unde le-am cumpărat. Intrați pe site-urile respective, vedeți prețurile și toate detaliile. Canapelele și pernele sunt din JISC. La fel și fotoliile. Măsuțele la fel. Așa. Chiar și dulapurile sunt tot din JISC. Minunatul ăsta pampas. Știți de unde e? Nu mai zic că mi-e rușine. Nu, e adevărat. Atâta zic numai că e adus. L-am luat atunci când am fost în Spania. De pe un câmp plin cu astfel de pampas și ca să vedeți diferența dintre pampasul din Spania și pampasul din România, cred că se vede. E un pic de diferență. Ăsta e din România și ăla e din Spania. Da, e frumos și ăla din România, nu-i problemă. Chestia aia, sigur o să mă întrebați că și eu am fost obsedată să... Mi au chestiile alea din Ikea. Da, la rotund. Da. Nu știu cum îi zice. Taburete. Taburete, cred că îi zice. E super fain și dă un aspect așa boho la casă. Nu știu câtă vreme l-am căutat până să-l găsesc și până să intre și pe stoc, până la urmă l-am găsit. Doamne, așa. Spulțam. Așa, o chestie... Aici sunt eu. Vă salut! O chestie de top și primordială la noi în casă este... Această Biblie. Deci, o ador, Lavinia. Aici aveți și pagina ei de Instagram. Pentru cei care vreți să faceți comenzi. E superbă, deci chiar e superbă. Arată și din celelalte părți. E lucrată așa de fain. Are așa o catifia și scrisul ăsta. Chiar ești o artistă, Lavinia. Domnul să te binecuvinteze. Aici vreau să vă arăt. E o chestie cu care se mândrește Ruben, că am participat și eu. Am participat, deci n-am făcut eu tot, Beni a făcut-o, dar am participat și eu la... Cred că bătu și el un cui. Sau... Nu.
cred că ai venit cu ideea. Eu am ținut lemnele. Așa. Deci este făcută handmade. Da. Cumpărat lemnul din Dedeman. Cu prinderea, ca să vedeți, poate de aici se vede, hai să vedem. În spate sunt două lețuri negre, astfel că nu se văd în spate dacă te uiți de aici. Dar dă un design foarte, foarte frumos la cameră cu peretele negru, chiar da, merge foarte bine. Da, și o chestie care vreau să-i mulțumesc scumpului meu soț. Aici tot a fost zugrăvit alb. Eu sunt. Aici tot a fost zugrăvit alb și numai nu i-a plăcut. Ceva, trebuie să schimbăm, nu-mi place, ceva, nu-mi place. Ok, ce vrei să facem? Hai să facem peretele ăsta negru. Și se pune el într-o zi, vine și aduce găleata, zugrăvească. Vine Benny la el. Ce faci, Ben? Vreau să zugrăvesc. Las că zugrăvesc eu, deși Benny zice că nu zugrăvește. Dar s-a gândit el, săracul, că dacă lasă pe Ruben să zugrăvească și strică de tot peretele, o să aibă mai mult de lucru, așa că o ales că din start să zugrăvească el. Încă o dată mulțumim, Benny, pentru excepțiile. Și după care a venit la Cristina ideea, hai să facem și peretele ăla negru. Și ne place. Nu știu dacă mie, cred că tot ție s-a venit ideea și cu ăsta negru. În fine, cel puțin tu ai instalat Benny să ne-l facă și pe ăla. Da. Ce mi-a venit mie ideea negru, îi aici. Îi aici. Aici mi-a venit mie ideea să facem negru. La peretele ăsta. După care zice Ruben, nu-i suficient. Hai să-l facem și ăsta. Nu-i suficient. Hai să facem și ăsta negru. Și până la urmă avem o baie zgrobită în negru. Dar care ne place foarte mult. Iertați că tot Vă învârtim și folosim foarte, foarte mult. Dar noi așa suntem. Suntem foarte entuziasmați. Suntem foarte mulțumiți de tot ce a ieșit și în termen de două săptămâni. Deci două săptămâni de la zero. Da, două săptămâni de tu, Benny, o băgat non-stop. Da. Aici este dormitorul nostru. Dormitorul! Bineînțeles. Nu se putea fără. Nu știu la ce-l folosim. L-am cumpărat, dar nu știu la ce-l folosim. Numai de decor. De decor. Așa. Bun. Patul de pe EMAG. Noptierele, JISC. Dulapul, JISC. Comoda, JISC. Taburetul, IKEA. Covorul, Bonami.ro. Și cam atât. Bun. A, și perdele tot din JISC. Opa, m-am accidentat. O parte din JISC, o parte din Dedeman. Intrăm în birou, care, după cum puteți să vedeți, seamănă destul de bine cu birou de la casă. Ne definește nelipsita hartă de la Wonderwoods. Vă mulțumim încă o dată pentru ea, că o adorăm. Așa, JISC. Dedeman, ăla l-am avut, ăsta l-am avut, l-am adus de la casă, da. Și cam atât. Harta, Wonderwoods, perdelele okay. JISC și Dedeman. Și acum locul favorit, care îi place cel mai mult la rând, al meu din casă, este ta-da! Bucătăria. Deci, pur și simplu, o ador, pentru că îmi place combinația de culori. Vreți să vă zic ce îi place? Îi place că de când am mutat la apartament am început să gătesc aproape zilnic. Da. Și cred că asta îi place cel mai mult. Și bineînțeles că am început să gătesc aproape zilnic. Datorită acestei minuni, pentru că eu nu mă pricep la gătit, da, cu Thermomix. Thermomix. Cristina, e foarte ușor. Zi tu, de câți ani de zile insist eu să cumpărăm Thermomix? E vreo 2. De 2 ani de zile îi spun să-l cumpărăm și nu au vrut, că la ce să dea așa mulți bani pe un aparat, că e numai o oală, că XYZ. Și vreau să ne spui după ce l-am cumpărat, după ce l-avem de aproximativ 2 luni, care-i concluzia ta?
concluzia mea e că nici o casă n-ar trebui să lipsească. Concluzia mea e că nici dintr-o casă nu ar trebui să lipsească Thermomix-ul. Da. Așa că luați legătura cu Cami sau Andrei și ei o să vă pună în legătură cu mai multe detalii. Tot procesul de achiziționare de Thermomix. Așa. Per total, vreau să îi mulțumesc pentru această bucătărie lui Dorin. O să vă pun numărul lui de telefon aici jos. Este superbă, cu sisteme foarte bune de închidere. Și pot să vă zic doar atât, că au făcut o minune de sărbători să ne aduc această minunată bucătărie în 10 zile. Deci chiar am făcut o excepție. De când am dat comanda, am avut bucătăria montată. Mulțumim tare mult, Dorin. Suntem foarte mulțumiți. Și ce mai vreau să zic neapărat? Îi că îi mulțumesc lui Dani Câmpian pentru cafeaua asta bestială. Puteți să luați legătura cu Dani Câmpian. Aveți Instagramul paginii lui de cafenea, Ebenezer. Deci, superbă cafea. Cafea de specialitate, merită să o încercați pentru cei care beți cafea. Eu nu beau, deci... Dar la asta faci excepție. Da. La asta faci excepție și când bei cafea. Bei, că e super da. Bună. Și acesta este apartamentul nostru, în care vă așteptăm cu inimă mare și cu mult drag. Primeți să ne treceți pragul acolo. Acolo este și grădina noastră. Aici e grădina noastră. Și o avem pe Jessie. O vedeți acolo? Ai, de tine e frumoasă asta. Din păcate, sora ei... Sora ei, impropriu spus. Impropriu spus. A murit pentru că a fost mușcat de căpușă. Nu mai zice, că mă întristez. O să te adevăr, bine, ce să zice. Partea aia o să vă arătăm după ce o renovăm, că de da. Dată necesită. Avem o grădină de 40 de metri pătrați. Yay! Are și Jessie, căsuța ei! Acolo o să facem grătare, ca să dăm miros și la vecini. Glumesc. Vrem să o amenajăm și pe aia și când o să o facem, o să vă arătăm. Dragilor, vă mulțumim că ne urmăriți. Vă salutăm pe această cale, chiar de aici din fața oglinzii. Chiar de aici din fața oglinzii. Iubiți-vă mult și... Dumnezeu să vă binecuvinteze!